Zăriști. Totul joacă Dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM, la 8:36, plecăm astăzi de la 300 de euro, dublăm la 600, 1200, respectiv 2400, asta dacă Ștefan va răspunde toate la toate cele patru întrebări. Bună dimineața, Ștefan! Salut, Ștefan! Bună dimineața! Din Brașov ești, nu? Din Brașov, da. Câte grade sunt în Brașov la ora asta? Păi, cred că sunt vreo 16-17. Ah, e destul de bine. Ștefan! Da, înțeleg că te cheamă Sobieschi? Da. Ești rudă cu regele? Aș vrea. Aș vrea să, dar nu cred. Dar ai făcut cercetări, că n-are, adică el a... Am făcut, dar foarte puțin. N-am ajuns atât de departe. Am întrebat-o pe bunica. Întrebat-o pe bunica și acolo... Eu cred că e prea mare coincidență să nu fie. Nu e că e cu grupul de litere CHI. Păi da, mai pentru că în timp s-a pierdut, știi ce spun? La starea civilă, la Sfatul Popular, la un moment dat, într-un certificat de naștere, n-a știut să scrie cum trebuie și s-a scris cu CHI, dar în rest ăla e. N-are cum! Noi sobiscii și românii, clar, adică mai mult de atât, ce vrei, dovadă. Bine, măi, Ștefane, și tu nu acum... Ștefane, cu mai mult respect! Bine, majestate. Bine, domnul Sobieschi. Și acum, cu ce vă ocupați dumneavoastră? Lucrez la o firmă. Desenator, detaliator în construcții, în structuri metalice. Detaliator, ce chestie interesantă. Adică faci... Am terminat inginerie și e legată de desen tehnic. Uh-huh. Uite, Ștefane, la ce e bun desenul tehnic, vezi? Ăsta e Ștefan cu fiul vorbesc, Ștefane, iartă-mă. Și cu toți ceilalți copii. E bun desenul tehnic, uite, învățați să faceți o meserie frumoasă. E nebunificul acum, e dat pe spate. Gat. L-ai terminat. Ia țechierul. Teu. Și teu. Teu, compas, câte și mai câte sunt, vă aduceți aminte. Ștefan, acum ești la birou sau acasă? Nu sunt acasă, că m-a sunat exact înainte să ies pe ușă să merg la birou. Hai mă, că ținem pom din drum. Gata, Ștefane, ne apucăm. Bine, ai 6 secunde ca să ne răspunzi la fiecare întrebare și tu decizi ce faci pe parcursul jocului. Mult succes! Mulțumesc! 300 de euro. Pentru 300 de euro în dimineața asta, Ștefan Sobieschi și România. Spune-ne, în ce județ se află Sarmisegetuza Regia? Alba. Suntem dezumflați. De ce te-ai dezumflat? Păi cum să nu știm unde se află Sarmisegetuza Regia? N-ai fost, înțeleg. N-am fost, n-am reușit, nu. E foarte frumos. Serios. Au, Hunedoara. Hunedoara. În județul Hunedoara. În județul Hunedoara. În județul Hunedoara. Da, Ștefane, îmi pare rău. Da, asta e. Ce să facem noi? Acum trebuie banii să mergem la noi. Departe. La cât am ajuns? La 400 mâine. Mâine plecăm de la 400, uite, și fixez aici. Dacă sunteți interesați, fiți atenți cum sună chestia asta. Ia. 400 de euro. Dacă sunteți interesați, auziți asta mâine în telefonul vostru, înscrieți-vă pe site pe europafm.ro chiar acum. Ștefan, spor la treabă și eu zic, continuă puțin cercetările, că n-are cum să fie o coincidență. Da, bine, mulțumesc. Sincer răspund. Hai, numai bine, ceau. Numai bine. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine. Deșteptarea la Europa FM.